Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, relațiile cu familia și cu prietenii ar trebui să fie foarte bune. În partea a doua a zilei s-ar putea să aveți o întâlnire neașteptată care vă face multă plăcere. Taur, ar fi bine să vă consultați cu partenerul de viață în legătură cu anumite decizii pe care vreți să le luați. Țineți cont și de sfaturile unei persoane cu experiență din familie. Gemeni, seara este posibil să aveți o discuție în contradictoriu cu persoana iubită. Fiți cât mai înțelegători și faceți tot posibilul pentru a evita o ceartă. Rac, se pare că parcurgeți o perioadă favorabilă în plan social. Este de așteptat ca relațiile cu cei din jur să decurgă fără probleme. Leu, ar fi bine să nu vă vărsați nervii acumulați pe parcursul zilei în cămin. Evitați discuțiile care pot să conducă la ceartă. Fecioară, pentru a depăși mai ușor o dezamăgire în plan sentimental, vă puteți baza pe sprijinul prietenilor. Vă sunt alături și mereu dispus să discute cu voi. Balanță, este posibil să întâmpinați dificultăți în plan sentimental și să fiți nevoiți să luați o decizie delicată. Scorpion, este posibil ca relațiile cu cei din dragi să aibă de suferit dacă hotărâți să amânați o călătorie pe care ați planificat-o cu mai mult timp în urmă. S-ar putea ca partenerul de viață să nu vă creadă că sunteți cu adevărat ocupat. Săgetător, v-ar prinde bine să vă oferiți o scurtă perioadă de relaxare și de refacere a energiei fizice și mentale și să petreceți mai mult timp împreună cu cei dragi. Acordați mai multă atenție problemelor casnice. Capricorn, aveți șanse să vă regăsiți buna dispoziție cu prilejul unei întâlniri cu un grup de prieteni. Ar fi bine să acordați mai multă atenție dorințelor partenerului de viață. Vărsător, este posibil ca persoana iubită să vă reproșeze că neglijați viața de cuplu și că dedicați prea mult timp activității profesionale sau afacerilor. Pești, relațiile cu cei din jur ar putea avea de suferit din cauza unor dificultăți de comunicare atât în plan profesional cât și în familie. Fiți foarte atent cum vă exprimați și ascultați cu atenție și răbdare. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă!